Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Suceava, au fost depuse în total 1785 de contestații. Dintre acestea, la biologie 208, chimie 14, economie 6, filosofie 3, fizică 7, geografie 99, informatică 38, istorie 171, limba și literatura română 814, logică, argumentare și comunicare 106, matematică 294, psihologie 9 și sociologie 16. Rezultatele finale după soluționarea contestațiilor vor fi făcute publice în data de 10 iulie. În urma evaluării lucrărilor contestate, nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații. Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestații este cea finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferență între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații.